dragul mame, îți doresc o primăvară frumoasă în suflet, așa cum e sufletul tău bun și răbdător. Eu eram obișnuită de 8 martie să-mi aduci tu flori, unele cadouri și acum de data aceasta, nefiind acasă, am făcut eu un tricou, pentru că eu sunt fana numărul 1 a ta și îți doresc să vii învingător, că știu că poți, că ești un mare luptător. Te iubesc mult! Te așteptăm acasă cu toții să vii cu trofeul, să nu faci caianc, să-mi faci figura. Ești cel mai bun, cel mai frumos și ai un suflet minunat. Te iubim cu toții și aici acasă e totul bine, ce să-ți mai spun? Și sarcina Danielei decurge normal și ea se simte foarte bine și când o să vii o să ai tu cel mai mare cadou de pe pământ, un băiețaș frumos ca tine și mare ca tine. Bravo, ținem pumnii!